Simbruale, simbruale. Domnul antrenor, cam greu azi. Cum s-a prezentat echipa? Au fost două divizii cu multe ratări de zimbru. Ați așteptat mai repede să nu fie marcat? Da, asta și-a fost. Cred că sarcina care n-a fost de la început o îndeplinită. Deci ne doream un gol cât mai rapid, ca să luăm jocul sub control. Dar am întâlnit o echipă, să știți, o echipă organizată, o echipă care știe ce are de făcut în teren, care s-a apărat foarte bine și deci jocul a fost până la primul gol, eu cred că. Ei, practic, mai mult au stat în apărare, aproape toată echipa, tot meciul. A fost ceva, o discuție în pauză ca să fie schimbat ceva? A încerut o agresivitate mai mult aici în jumătatea a doua, deci în care eu advers, da, chiar eram prea lemn, prea încrezut, deci mult joc individual, mai puțin un joc colectiv, dar după repriză s-au schimbat lucrurile și eu cred că am obținut o victorie care este destul de logică. Se știe că câștigarea cupei este calificarea automată în Europa League. Este obiectivul principal cum în acest turneu? Da, normal. Pentru noi a rămas obiectivul ăsta, locul 4 în campionat și cupa. Deci a rămas asta. Ce pot spun de meci? A fost, cred că, un joc interesant pentru public. Ne-am ținut cât am putut. În părerea mea că n-am rezistat a doua parte a reprize secunde și n-au rezistat băiețele. Mi s-a părut golul că s-a marcat cu mâna, nu s-au băiețe, dar în fine, nu contează. Mi-a plăcut devotamentul echipei Steaua. Zimbru normal că la un nivel înalt, pentru noi a fost un examen. Și mergem înainte, e o lecție bună pentru noi, pentru băieți, să progreseze, să ajungă la nivel mai înalt. Suntem o echipă mică, dar sunt sigur că o să revenim pe acest stadion. Când se apropia sfârșitul timpului reglementar, deja a apărut o speranță de a merge spre prelungiri și poate penaltiri și o face o surpriză. A fost la dumneavoastră? Sincer să spun, dădeam seama că e foarte greu, chiar dacă ajungem și în prelungiri, dar mingea e rotundă și nu suntem prima echipă care face surpriză, scoate o echipă din divizia mai superioară. Adică. Au fost și câteva șuturi băieților periculoase de la distanță. Cred că dumneavoastră, cum credeți, era posibil ceva mai mult, ceva mai bine? Nu știu dacă era mai mult, dar am avut și noi niște echipe adversă, nu au avut mari momente, au avut două momente și le-au realizat. Noi, în schimb, am avut ceva șuturi pe poartă, care puteam să marcăm și nu am marcat. Asta e tot. Mulțumesc. Da, plăcere. Domnul antrenor, tot așa o întrebare. Dacă nu greșesc, 10 ani în urmă, dacă vrea să fie, să vă zic cineva când ați fost fotbalist la Zimbru aici, că o să vă întorceți în viitor aici ca antrenor cu echipa sa, avea să credeți? Sincer, e o plăcere să revin pe stadionul Zimbru, că am crescut aici și ce mă întrebi tu, normal când jucam fotbal n-am crezut că o să ajung antrenor și să antrenez. Mai mult ca atât, pentru mine a fost ca o sărbătoare azi, să fiu pe acest stadion, să joc aici împotriva la echipa Zimbru, unde am crescut. Și așa, o întrebare, ce scopuri are clubul Steaua? Pentru ce este formată această echipă? Este o echipă nouă? Ce scopuri are și ce doriți să obții? Vrem să progresăm, cum suntem în divizia B, atacăm campionat, adică vrem să fim campioni, ca să putem progresa, să ajungem în divizia A. Și mai departe deja, nu știu, tot ca oricare echipă avem scopuri mari să ajungem în divizia națională. Simbruale.